Poliția a deschis un dosar de cercetare penală după ce directorul liceului teoretic Traian Lalescu din Orșova i-a chemat pe polițiști după ce doi elevi de clasa a noua s-au luat la bătaie. Bătaie între doi elevi de la un liceu din Mehedinți. Poliția a deschis un dosar de cercetare penală după ce directorul liceului teoretic Traian Lalescu din Orșova i-a chemat pe polițiști după ce doi elevi de clasa a noua s-au luat la bătaie. Unul dintre elevi a ajuns la spital. La data de 29 ianuarie, ora 14:20, poliția municipiului Orșova a fost sesizată telefonic despre faptul că între doi elevi ar fi avut loc un conflict. La fața locului s-au deplasat polițiștii orșoveni care, în urma cercetărilor efectuate, au stabilit că pe fondul unor discuții contradictorii între doi elevi ai unui liceu din Orșova a avut loc un conflict spontan, în urma căruia unul dintre ei ar fi fost agresat de celălalt, a transmis marți 30 ianuarie IPJ Mehedinți. Sursa citată a precizat că victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri de specialitate, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe. Potrivit surselor, incidentul a avut loc la liceul teoretic Traian Lalescu din Orșova, iar cel care a sesizat poliția a fost directorul liceului. În unitatea de învățământ a fost deschisă o anchetă internă pentru a stabili ce s-a întâmplat, relatează ziare.com.